Salutare, iubiții noștri români, aici familia Pană, prezenți la datorie în a treia noastră zi în New York. Am venit aici în parcul Brooklyn și ceea ce vedeți în spatele nostru este podul Brooklyn, downtown Manhattan, și undeva acolo în spate, mic, se vede Statuia Libertății. Mai greu din unghiul acesta, o să facem o plimbare până acolo în mod special. Astăzi am pornit ziua ducându-ne până la un bubble tea unde uitasem o pereche de ochelari de soare și chinezucii care se ocupau de acel bar de bubble tea au fost foarte drăguți și i-au păstrat pentru noi și ne-au înapoiat. Ne-am plimbat un pic prin cartierul Tribeca și am venit aici în acest loc superb de unde se vede tot orașul și podul acesta faimos Brooklyn, pentru a face poze, filmulețe, pentru a ne relaxa. Și am alocat destul de mult timp pentru a face reclame cu noile șosete pe care le vom lansa în America, sau noul sistem de vânzare pe care îl vom lansa, cu cutiuța cu 12 perechi de șosete negre din bumbac egiptean. Și am făcut niște reclame foarte funny. A fost destul de obositor, dar am zis că mai bine să începem acest sejur de 3 săptămâni pe care îl avem aici la New York cu lucrurile, să zicem, care țin de cariera noastră și partea profesională, ca să avem după aceea mai mult timp la dispoziție, fără nicio frustrare, fără niciun regret, să ne relaxăm. Ce părere ai, Silvia? Cea mai bună parte este că acum mergem la un restaurant mexican. Premiul. Premiul pentru munca de astăzi, care niciodată nu se lasă chiar așa fără frustrări, este că mergem să ne întâlnim cu unul dintre prietenii mei din copilărie, care chiar și soția lui, da, are o familie foarte frumoasă pe care am terminat-o chiar aici la New York, o familie internațională, și omul a terminat facultatea la Harvard. Ceea ce mă face pe mine foarte mândru să am un asemenea prieten. Ce naționalitate are soția? Ea este americană, că e cetățeană americană, însă este de origine asiatică. Mersi. Dar tu n-ai întâlnit-o? Nu, unde când? Ah, da, eu am întâlnit-o. Sunt foarte drăguți și o să ne întâlnim cu ei în următoarele momente și o să facem și niște poze.